G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou challenge! În acest challenge, dacă lovesc orice mob, mă voi teleporta random într-o altă dimensiune sau în overworld. Ia să vedem unde mă teleportează. Să nu fie Nether, să nu fie End, să fie overworld. Oh no! Oh no! Sper numai să nu mă spawneze în lavă de acum încolo. Hai că da! Hai că e bun începutul ăsta, dacă e să fie, nu? Oameni buni! Vă rog frumos, lăsați și voi un like acolo dacă vă place acest videoclip, un subscribe ca să nu ratați următoarele episoade și ia uite că am ajuns înapoi în overworld. Fiți atenți, în acest challenge aș vrea să bat dragonul. Încerc din tot sufletul meu să bat dragonul. Faza e că eu nu am cum să dau cu sabia în dragon și cred că nu am cum să dau nici cu arcul. Dar nu sunt sigur, aici chiar nu sunt sigur. Teoria ar fi în felul următor. Îmi iau foarte multe paturi și îi rup creierii dragonului. Cred că asta ar fi cea mai bună variantă. O altă problemă ar fi, nu pot să omor niciun mob, nu pot să îl atac. Pentru că o să mă teleporteze. Orică e vacă, orică e porc, orică e zombie, orică e creeper, o să fiu teleportat în continuu. Ceea ce nu este bine absolut deloc. Cred eu că am o armă destul de bună. Cel puțin m-am gândit, bă, eu cum o să omor și eu ceva? Că e aiurea dacă nu pot să omor nimica. Și mi-a venit o idee. Îmi fac o bucată de lava bucket. O, da, facem o găleată cu lavă și o să fie bine. O să pot să atac monștrii cu ajutorul acelei găleți cu lavă. Dar până atunci mai avem de făcut niște treabă, cum ar fi un mic upgrade la itemele astea. Teoretic, challenge-ul s-ar fi terminat ajungând în Nether, să-mi fac pickaxe de diamant și să ajung în Nether cu armură full de ceva, nu contează. Numai că, după cum ați văzut, am ajuns în Nether în prima secundă a videoclipului, deci e clar că trebuie să bat în dragonul. Sau cel puțin să încerc să bat dragonul. Nici nu știu dacă are rost să-mi fac sabie, sincer să vă zic, pentru că nu are rost. Sabia chiar nu are niciun rost pentru că nu o voi folosi absolut deloc astăzi. Acum hai să văd ce pot să mănânc. E clar că nu pot să mănânc carne de animale. E ok, nu-i problemă. Adică aș putea numai dacă găsesc carnea deja pe jos, pe undeva, dar nu cred. Deci va trebui să... Uite, de exemplu vreau pat acum. Nu pot să obțin pat pentru că îmi trebuie shears ca să tund oaia, că dacă o lovesc... Aha! Mă teleportează random în altă parte. Sunt în mijlocul unui munte, fix în vârful unui munte. Ești nebun la cap. Ok, nu-mi place deloc aici. Nu este o capră să dau și eu într-o capră sau ceva? Jesus Christ, unde m-a dus? Ok. Challenge-ul ăsta să fie foarte interesant și da, s-ar putea acușa să ne teleporteze în End. Ceea ce nu mă supără deloc, pentru că chiar aș vrea să mă duc la o corabie din aia, poate obțin elitra, poate obțin alte chestii, it's good. Numai să nu uit că nu am voie să dau un monștri. Hey, Endermanule, come on, man, vreau să zic ceva, vreau să zic o povestioară. Vrei să asculți o povestioară din partea mea? Stai o secundă, moșule, vino încoace. Ha, ha, aha, fraiere, ha, nice. Oh, templu! Ah, da, mergem la templu imediat. Și acum stăteam și mă gândeam, bă, eu cum mor Endermanii? Oare o să funcționeze tot așa cu găleata cu lavă? Cred că da, sincer, cred că găleata cu lavă ar fi o variantă bună să omor Endermanii, mai ales dacă mă duce în End. Eu mă duc acolo, dau în continuu găleți cu lavă în Enderman și cred că o să fac rost de perle destul de ușor, nu? Teoretic. Acum vom vedea dacă va fi chiar așa. E clar că nu am mâncare, ar trebui să dau peste un sat foarte repede să fac rost de niște pâine, poate. Oh, nu! O să mă teleporteze de aici dacă dau în acest schelet. Nu-i bine. Fiți atenți. Facem așa momentan, să luăm tot ce avem nevoie și după, când ne întâlnim cu el, îi dăm una și ne teleportează. Ce ziceți? Eu zic că e un plan foarte bun. Spargem ăsta, luăm TNT-ul, cine știe, poate o să ne ajute când batem dragonul. Mă îndoiesc sincer, dar merită încercat măcar. Ia, emeralde. Nu știu cu ce m-ar ajuta asta, dar
Hai să le luăm, frate. Hai să le luăm, că nu se știe niciodată. Power 1. Nu o să iau pe aia, că n-are niciun farmec. Un Golden Apple. Yes, baby, avem două Golden Apple. Frost Walker. Încă un Golden Apple. Bun, bun, bun. Încă câteva din astea. Încă câteva din astea și m-am dus, băieți. Mi-am făcut datoria de supraviețuitor aventurier și hai să vedem pe cine lovim. Hai, numai să nu fie creeper. Nu? Unde ești, mă, scheletule? Ia, bă, la revedere. Oh, fuck, man, am nevoie de mâncare. O mâncare mai bună decât Rotten Flesh-ul. Nu e așa ușor challenge-ul ăsta, dar îmi plac așa tare challenge-urile astea, că mă fac să gândesc diferit altfel. Gen, am jucat Minecraft la viața mea foarte, foarte mult. Și challenge-urile astea, practic, mă fac să gândesc altfel, să văd jocul în altă variantă, oarecum. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic, nici eu nu știu dacă înțeleg ce vreau să zic, dar ideea este că îmi plac aceste challenge-uri și sper că vă plac și vouă. De asta dați like, nu? Bă, dar nici că nu mă spawnează lângă un sat ceva. Bă, ce ghinion, bă. Alo, băieți. Ok. O să trebuiască să fac asta de câteva ori până să... Oh, nice! Vezi că sunt și locuri bune unde te spawnează. Adică nu te spawnează numai în locuri dubioase. Numai în lavă, v-am zis. Dacă pic în lavă, ce sunt cel mai supărat. Uite, am găsit iron, wow! Oh, uite că avem și un bloc de gold. Fai, mamă, maestru! Ia uite aici, protection 1. Da, of course. I want this. Aha, oh! Flint and Steel, gata, putem să facem Flint and Steel și avem și un topor cu sharpness. Mamă, ăsta chiar a fost un loc destul de mișto, sincer să vă zic. De puțin cât iron am făcut. Uite, putem să facem acum o găleată. Și cu găleata asta... Oh my god, era să pică în lavă. Sincer, credeam că pică în lavă. A fost close. Bun, avem o găleată cu lavă, deci putem să ne batem cu monștri. În sfârșit, asta înseamnă că nu o să trebuiască să ne teleportăm de fiecare dată când ne întâlnim cu cineva, ceea ce e perfectos. Și pot să-mi fac și un flint în stil, doar așa, ca să mai atac monștri în caz de ceva. Acum, tot ce vreau e mâncare, v-am zis. Mâncarea este pe primul loc în momentul de față, așa că, squidule! Așa, mulțumesc. Nimeni nimic, nicio lumină. Să știți că e mișto să explorezi seara, pentru că așa îți dai seama foarte ușor dacă găsești un sat, pentru că vezi lumină deodată și nu poate să fie Herobrine. Vă dați seama că nu poate să fie Herobrine. Cu toate că e octombrie și v-am mai zis eu, în octombrie există Herobrine. Intră pe hărțile voastre, vă zic sincer. Colpir bagă spaima în copii. Urât din partea lui. Ce super putere dubioasă, nu? Să te teleportezi de fiecare dată când lovești un mob. That's kind of weird. Pot să fac o schemă în schimb. Pot să iau și tot sugarcane-ul pe care o să-l văd. Pentru că cu acest sugarcane și cu puțin din ăsta... Băi, lasă-mă puțin, bă! Live, oh my god! Și cu gunpowder, cu sugarcane, pot să-mi fac câteva rachete în caz de găsesc elitra. O să vedeți voi. Vreau să plec de aici. Vreau să vă zic că am început o serie mai interesantă, mai unică, aș zice eu. O serie de hardcore 1.18, dar are o chestie diferită această serie. În primul rând, nu vorbesc. În al doilea rând, nu fac niciun cut. Las toată varianta filmată. Gen, nu opresc deloc filmarea și este practic un long play, relaxing, etc. Este chiar foarte, foarte șmecheră ideea. Cei din străinătate o fac de ceva timp și am zis că, bă, hai să încerc și eu, pentru că oricum voiam în 1.18, voiam să văd terenul din 1.18 ăla, plin cu de toate, cu cave-uri, cu munți și toate alea. Și, într-adevăr, o schimbat Minecraft-ul enorm, arată incredibil de șmecher. Și este o serie de hardcore și e relaxing and chill and it's very nice. Recomand să vă uitați dacă nu v-ați uitat până acum la această serie și o să mai postez ocazional videoclipuri de astea așa de o oră, cam așa, și chiar mie mi se pare destul de mișto. Nu știu cum funcționează data pack-ul ăsta, că deja mă stresează că mă dă numai în zonele astea, parcă mă dă în apropiere de unde am fost ultima dată, ceea ce nu prea îmi place. Oh, puteam să testez cu Enderman-ul ăla să-i dau foc. Well, I'm stupid. Trebuia să fac asta. Mă duc la Enderman-ul ăla, am văzut doi Enderman, mă duc după ei și vreau să le dau foc. Sper că nu se teleportează dacă le dau foc. Chiar e o chestie destul de importantă, pentru că o să trebuiască să omorâm câțiva. Oh, nu! Salut, băieți! Ce faceți? Dar nu așa, frate. No! Oh, oh, oh! Nu! Nu pica! Unde sunt? Oh my god!
Ok, putem să testăm din nou. Era fucking zăpada aia și n-am putut să plec de acolo. Nu, se teleportează! Păi eu cum îi omor? Păi eu cum îi omor pe ăștia? Deci n-am cum să-i omor, sincer. Că pleacă toți. Doar dacă îi observ. Ia uite, de exemplu ăla e acolo. Poate văd unde moare. Uite-l. Salut, băiete. Nu cred că găsesc Ender Pearl-uri în corăbii. Cu toate că aș fi foarte bucuros de a-și găsi, dar nu cred. Vreau să omor ăsta. Dar îi mai dau o dată. Na, au dispărut. Ia uite, bă, băieți, am uitat complet că pot să mănânc chorus fruit. Și așa că mă teleportez când lovesc orice mob. Acum dacă mai și mănânc, tot mă teleportez. Hai, băiete, dă-ți un episod întreg de teleportare. Ți-am zis, sunt un super erou cu o super putere foarte dubioasă. Nu am noroc deloc cu satele, dar cu aceste ruine de portal? Oh my god, am prea mult noroc, ești nebun? Ia, hai, două blocuri de gold, ești nebun, e prea bine. Ia uite, acolo am văzut și chest-ul. O să vedem imediat ce mai găsim și pe acolo. Hai să le iau, na, să-mi ocupe puțin inventarul, că de ce nu? Oh, yeah, vezi, nici nu trebuie să minez, frate, că eu găsesc iron în modul acesta. Ca nebunul. Bun, lapis lazuli nu cred că am nevoie, nici quartz. Ia să vedem, mai găsim vreun chest pe aici? Ar trebui totuși să fie măcar două chesturi, dacă nu mă înșel. Ia uite-l și pe ăsta. Salut, empty map. Aș putea să merg după acel treasure map. Harta. Spune că, ia să vedem, ce găsim în acest treasure map? Găsim niște diamante? Treasure map, am zis, în acest treasure comoară. Încă un pixel. Mă dau cu spatele acum. Dă-i cu spatele, colpiri, dă-i până aici. De aici s-a apucat tâmpitul și vei găsi ce îți dorești. Cred. Dacă, aha, ce v-am zis? Oh, uite, bă, că am găsit și diamante. Două. It's pretty good, I guess. Și am și mâncare acum, niște peștuc. Vai, deci sunt plin de... Oh my god, sunt plin de chestii. Știi ce vreau? Vreau niște pantaloni, că am văzut că nu am. Și pe lângă pantaloni aș vrea și o cască, pentru că de acum mă duc la luptă, frate. Ia uite, ăsta mă enervează. Uite ce fac. Îi dau și slow, frate, deci e prea șmecher. Prea șmecher această unealtă. Uite un spider jockey. This is amazing. Mă duc să lovesc. Au. End. Bun. Fix în end voiam să ajung pentru că mă duc după o corabie. Sunt pregătit să mă duc să stau într-o corabie și îmi fac și un scut, frate, pentru că eu știu că când te duci într-o corabie, mă rog, într-un end city, când te duci trebuie să ai un scut neapărat pentru că o să dea gușterii ăia în mine în continuu și nu o să fie prea amuzant absolut deloc. Uite că am găsit un end city, dar acum... Mi-am amintit că, bă, nu am voie să dau deloc în acele shulker box-uri, așa că o să trebuiască să stau cu scutul în continuu activat și să mă feresc în continuu de acele projectile bla 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 care mă fac să levitez. It's kind of bad, pentru că aș fi vrut să le omor cu cel mai mare drag. Oh, no. Ok, bun, trebuie să fac o platformă aparent până acolo. Și nu e orice platformă, e o platformă chiar foarte lungă. Ce tare ar fi dacă aș putea să mănânc acum un chorus fruit și m-ar teleporta acolo. Ar fi așa de șmecher, dar prefer să nu risc, așa că o să pun niște bucăți de lemn. Ai, mai bine să nu risc decât să mă... Nu știu dacă chorus fruitul poate să mă teleporteze în void, dar nici parcă nu vreau să fac un experiment în momentul de față și s-ar putea să fie cam nasol acest end city pentru că nu văd nicio corabie pe sus. Și dacă nu văd nicio corabie, asta înseamnă că nu există nicio elitra. Well, that's bad, but not so bad, pentru că oricum avem nevoie de armură de diamant și armura de diamant sigur o găsim pe aici, pe undeva, prin chesturi. Let's go. Da, nu contează dacă mă lovește aici. Puțin nu mă deranjează. No! Bă, instinctul, bă, nu contează, e bine și aici. Bă, instinctul ăsta mă distruge. Oh, nu, dar eu cum le omor pe astea? Bă, băieți, încep să cred că n-am nicio șansă să bat dragonul.
cum omor Blazor? Zici și mie, cum fac asta? Cum le omor? Că nu cred că le dau damage cu foc. Și mie îmi trebuie Blazor ca să pot să fac Ender Eye-uri. Mamă, da, am dat din instinct în shulker box-ul ăla. Ah! Bă, măcar am găsit o oaie roz. Ce vrei mai mult de atâta? Oaie roz e extrem de rară și trebuie de fiecare dată când vezi o oaie roz într-un videoclip, trebuie să dai like la videoclip, așa-i? Așa-i, nu? Bă, măcar de ajungeam și eu la un chest din ăla să văd ce-i pe acolo. Hai de ce mă oftic, da, până la urmă. Asta este, frate. O să mai ajung în end, nu-i mare problemă, dar da, era bine să nu dau în acel shulker box. Dar ce să faci, domnule? Ce să faci? Ia să facem noi rost de niște... pene! Vreau niște pene, așa că o să facem niște cooked chicken. Oh my god, sunt într-un sat! Oh my god, în sfârșit într-un sat! Doamne, mulțumesc! Oh my god! Ce avem aici, fraților? Ce avem aici? Avem ceva bun. Opa. Sigur au haybale-uri. Dacă au haybale-uri, este perfect pentru că pot să fac pâine. Ah, și paturi, da. Acum e problema problemoasă pentru că nu știu la ce să renunț. Chest plate-ul ăla de fier nu strică deloc. Salut. N-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic. Bă, unde este haybale-ul? Lasă-mă cu pumpkin-ii. Știu că este Halloween-ul, că din alea, că nu știu ce, că nu știu cum, dar eu vreau... Haybale-uri! Ăsta-i tot hay-ul pe care l-aveți? Hai de capul vostru, bă, săracilor! Dați-mi paturile voastre, că... Uite, am toate culorile de pat, ești nebun? Nu știu de ce le culeg acum pe toate paturile, pentru că încă nu sunt pregătit să mă duc să mă bag cu dragonul, așa că habar n-am cum să obțin blazuri în primul rând. How? Cum fac eu rost de blazuri, boys? Cum omor blazurile? Că nu cred că și-au damage de la... Da, probabil nu o să pot să omor blazurile. Citeam acum ce scrie pe Wikipedia și zice că dacă este omorât prin altă metodă, un blaze, de exemplu, prin lava sau prin alte chestii, cu toate că lava sunt sigur că nu-i dă damage, dar mă rog, nu poate să dropeze blaze rod. Pentru că nu este omorât de player. Poate să mai fie omorât de wolf, numai că I'm pretty sure... Câinii nu prea reușesc să supraviețuiască Nether. Deci cum fac eu rost de Blaze Rod? Bă, dacă m-ar teleporta direct la bătălia cu dragonul, ce bine ar fi. Boys, mai am o teorie. Mai am o teorie și sunt foarte curios dacă o să funcționeze. Fiți atenți, eu ajung în Endacușa. Iau acum Netherrack pentru că e foarte ușor de colectat și prefer să am un stack de ăsta ca să pot să trec de pe insulă pe insulă în End. Dar fiți atenți, iau Elytra. După o să pot să folosesc Elytra să zbor și o să găsesc un portal din ăla în End City. Mă rog, în partea aia unde găsești End City-uri, partea aia de End. O să găsești la un moment dat și o bucată de... cum se cheamă? Un portal care te duce înapoi la bătălia cu dragonul. Și sunt foarte curios dacă o să găsesc acel portal care mă duce la bătălia cu dragonul. Și dacă îl găsesc, e perfect. Pentru că trebuie să mă bag cu dragonul după. Deci da, vreau acum să ajung în End și să caut Elytra. Ăsta e scopul meu în momentul de față. Ia bă să-mi fac niște săgeți. Așa se fac săgețile. Doar 12? Ok, it's good enough, I guess. Good enough for the moment. Scoatem asta, punem asta. Ce mai am nevoie, frate? Deci pot să mai arunc, că inventarul meu e prea full. Mi-e rău când văd inventarul ăsta. Emeraldele astea, sigur, nu o să am nevoie de ele. Trebuie să mai fac curățire. Diamantele am, cred, nevoie de ele. I think so. I don't know. Ideea e că am mai văzut acolo, în coruina de portal, mă duc să iau gold-ul. Ce-mi place cum se vede în apă când sunt în mlaștină. Arată prea bine. Mă gândesc să tun niște oi pentru că dacă rămân fără paturi în End, la dragon, ar cam trebui să am acolo un extra stuff, nu? Nu, e o idee destul de bună, sincer. Nu știu de ce mă ignoră acel witch, dar nu mă supăr. Elytra? Zic că e Elytra acolo. Păi nu văd nicio corabie acolo, mă oftic? Ok, doar click dreapta. Doar click dreapta pentru apărare, în rest nimic altceva. Și sper să fac rost acum de niște armură de diamant și alte diamante extra. N-aș strica deloc. Și cam aia e, că nu pot să obțin altceva momentan de aici. Dar vreau Elytra aia prea tare. Hai să vedem ce găsim aici.
Ignorăm, încercăm să nu... Vai, dar ăștia dau mult damage, bossule. Ăștia dau mult damage. Oh, nu! Nu voiam să ajung aici, chiar deloc. Am văzut un chest acolo și vreau să ajung la chestul ăla. Pun asta deasupra capului meu și dacă mă lovește... Serios? Pentru asta am venit aici? Jesus Christ. Ok, mulțumesc pentru... Da, degeaba. Degeaba că nu este nimic aici și nu vreau să dau în ele deloc. Haide, e bine aici, e bine aici. Stai aici momentan, Colpir, stai. Unde dracu mă duc? Că n-am găsit nimica important. Bă, cel mai prost în city, jur. N-am găsit nimica interesant. Holy mother of Jesus, am găsit o bucată de armura ta tot. This is bad. Uite corabia, uite corabia. Mă duc direct la corabii, sincer, pentru că vreau neapărat elitra aia. Nu mai pot, frate, deci merg de prea mult timp în endul ăsta. E cel mai plictisitor lucru să faci, să cauți end city-uri fără elitra, gen să mergi pe jos căutând end city-uri. Cea mai dureroasă chestie pe care poți o face în Minecraft, jur. Bine, sunt lucruri și mai dureroase pe care poți să le faci Minecraft, dar nu mai contează acum. Hai să mergem acolo, că nu mai pot. Oare am cu ce să mă urc? Hai că mă descurc eu. Uite, încă un entity acolo, serios? Ok. Bă, ar trebui să ajung cu 41 plus 35 de blocuri, nu? I guess. Estimez că ar trebui să ajung. Acum vom vedea dacă se va întâmpla asta. Dacă nu, să sperăm că mă lovește cineva și pot să le evitez în continuare. Holy shit, man. E greu tare să faci un challenge de asta. E greu. Lovește-mă, acum e momentul. Acum e momentul. Thank you. Thank you. Go. Perfect. Ăla-i. Bun. Oh my god, this is perfect. No, bine că ești tu aici, mamă, poate dau un el din greșeală. Ce mai găsesc aici? Diamante. Gold e bun. Protection e bun. Pickaxe. Bun. Gata, bossule. Am plecat. Te las. Te pup. Și bineînțeles că acum pot să fac iubitele rachete. Oh my god. Atâtea? Astea sunt toate rachetele pe care le-am? Ok, trebuie să le folosesc cu cap. Trebuie să le folosesc cu cap tare, gen. Mă duc. Let's go. Asta e de la mare. Vreau să văd ce mai găsesc pe aici, bă, băieți. Stai că ăștia dau tare. Găsiți ceva interesant? Da. Ia uite ce am găsit. Dau lovitura astăzi. Aia e pe naiba, dau lovitura. Curse of Binding. No. Asta e tot? Nu mai este nimic aici? Da, deci teoria mea e în felul următor. Că acum ar trebui să găsesc că... un portal din ăla care să mă ducă la bătălia cu dragonul. Dar ăla cred că se activează doar când bați dragonul, gen. Acum nu știu dacă o să se activeze. Holy shit. M-am pus pe 37 de ceancuri, dar trebuie să văd chestia aia dacă se găsește cu adevărat. Că așa, cred că sunt pregătit să bat dragonul. Serios vorbesc acum. Cred că sunt pregătit să bat dragonul. Uite-l! S-a generat, nu pot să cred! Oh my god, deci nu trebuie să bați drag. Oh my god, this is perfect. Ok, sunt pregătit oare să bat dragonul? Vai, nu pot să cred. Oh my god, sunt prea fericit. Ok. Cred că pot să bat dragonul, boys. Stați să mă organizez puțin. Baby, aș vrea apă, dar n-am apă deloc, dacă vă vine să credeți. Dar nici că nu mă întorc eu după apă și n-am de să obțin apă. Avem săgeți, puține, dar avem. Avem câteva paturi, putem să mai facem dacă e, nu-i problemă. Și blocuri de urcat, hai că vedem, iese bine, nu iese sănătate. Aia, a fost interesant măcar. Chiar a fost interesant acest challenge. Ok, trebuie să fac rost de o perlă ca să ajung aici, nu? Hai că până la urmă tot fac rost de o perlă cumva, nu? Hai că încerc să stau cu ochii pe el și să-l omor. Dă-mi o perlă, mâncați-aș sufletul. Dați-mi o perlă, vă rog eu. De ce mă puneți să mă chinui așa de tare? Cine s-ar fi gândit că e așa de greu să nu dai într-un mob? Eu nu m-aș fi gândit. Uite o perlă! Nu! No! Nu! No! No, this is bad.
Ce? Ce? Lasă-mă în pace, bă! Holy mother of Jesus, mi-am dat foc singur și nu mai termin odată și nu pot să iau nici perla aia. Vai de viața mea. Bă, nu mă ataca. Mâncați-a și sufletelul tău, lasă-mă în pace. Vai, că mor aici. Vai de viața mea, băieți. Nu vine după mine, da? Stai acolo, că n-am chef de tine. Doamne ajută, băieți. Unde am ajuns? Oh! Unde dracu sunt? Cred că asta e prima dată când bat dragonul cu Elytra. Niciodată nu mi s-a întâmplat asta până acum. Hai că am dat bine prima țintă. Hai că ar trebui să fiu ok, boy, stați calmi. Nu mi-e frică mie de dragon, bă, băiete, bă. Bă, că-i dau acum să-și ia damage, na. Dragonule, nu mai mă uit la Enderman, asta, de asta mi-e frică mie, sincer. Nu mă... O, nu cred că am căzut aici. Vai, 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 vai. Ok. Mai zbur... Oh, oh, oh! Bă, colpire nebun! Colpire nebun! E nebunel! Oh! Am dat un dragon și nu m-am teleportat! This is perfect! Ia uite aici! Pam! Colpire nebun! Ce bă, dragoane, crezi că numai tu poți să zbori? Sper că nu mor aici, nu? Nu mai avea mult. Punem primul pat. Uite așa îl punem. Cred că așa se pun paturile, dacă nu mai înșel. Oh, știu frate, cred că am bătut doar o dată sau de două ori gușterul ăsta de dragon. Cu paturi, gen. Oh, nu, ăsta mă atacă. Mă atacă mai mulți. Și ăștia nu știu dacă uită de mine. Fai, dar nu pot să dau un Enderman. Da, uite-i acolo. Nu, n-am scăpat de ei. Ok. Mă bat cu el, așa. Ce am să fac? Ce am să fac, domnule? Cea mai intensă bătălie pe care am avut-o vreodată. Dragonul ăsta nu mai vrea să vină aici, băieți. Ia uite acolo armata de Enderman cum se duce după dragon. Vai cum se plimbă, băieții. Vine, 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 vine. Dă-i cu TNT, dă-i cu TNT. Ia să vedem. Și-o lua ceva damage, dar nu destul. Ok. Am bătut dragonul, băieți. Serios? Serios? Vai, mor. Nu pot să cred că am muncit aproape o oră jumate ca să se întâmple asta. You know what? Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un mare like acolo, să activați clopoțelul cu notificări și bineînțeles să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, puteți deveniți membri și da, o să mai joc și alte challenge-uri. Dar nu știu dacă o să mai bat dragon în modul ăsta, sincer vă zic.